Stimați reprezentanți ai mass media, stimate doamne, stimați domni, în primul rând vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la lansarea două concursuri notorii pentru sprijinirea companiilor din Republica Moldova și promovarea lor atât pe piața internă cât și pe cea externă. Astăzi vom prezenta și lansăm două concursuri, după cum am menționat, marca comercială a anului și premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor. Camera de Comerț și Industrie, în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova și în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție și PNUD Moldova, proiectul Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, vă invită la cea de-a 18-a ediție a concursului Marca Comercială a Anului. Pe parcursul a 17-ei ediții, în această bătălie pentru a obține trofeul mare Mercuriul de Aur, au concurat 1500 de mărci comerciale. Numai anul trecut la această bătălie și în situația epidemiologică în care ne-am aflat, au concurat 100 de mărci comerciale. Ne bucură faptul că acest concurs este recunoscut în rândul agenților economici din Republica Moldova și este o platformă foarte bună și eficace de a promova mărcile comerciale pe piețele externe. Concursul Marca Comercială a Anului este un instrument cel mai bun de a promova acele mărci comerciale pe piața internă și externă. Rezultatele concursului permit evidențierea liderilor și stabilirea dinamicii comportamentului consumatorilor autohtoni. Miza concursului, după cum am menționat, este premiul mare, Mercuriul de Aur, care este promovat în rândul agenților economici și deja a venit, este bine cunoscut și pe piețele externe. Anul acesta am venit și cu două noutăți noi, două nominalizări noi. Este vorba de nominalizarea business online și nemijlocit nominalizarea afaceri în familie. Reieșind din situația epidemiologică de anul trecut, când mai multe companii au trecut pentru a promova serviciile, pentru a promova mărcile comerciale pe diferite platforme virtuale, de a găsi parteneri, inclusiv de a promova acele produse, am hotărât la comitetul organizatoric să instituim o nominalizare nouă business online și invităm companiile care au implementat diferite strategii de marketing în domeniul respectiv să dea curs invitației noastre. De asemenea, o nominalizare nouă este afaceri de familie. La această nominalizare sunt invitate mărcile comerciale care aparțin întreprinderilor constituite de doi sau mai mulți membri de familie. Cunoaștem foarte bine că în Republica Moldova afacerile de familie din an în an au o creștere semnificativă și ar dori să venim și noi în comun cu partenerii AGP să sprijinim acele companii care își desfășoară activitatea și toți membrii familiei depun efort pentru a avea un produs, un serviciu calitativ pe care să-l promovăm pe piața internă cât și externă. După cum cunoașteți, acest concurs este implementat sau este promovat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, sunt invitate toate companiile și anul acesta vom avea
aceleași nominalizări ca și în anii precedenți, plus acele două nominalizări noi. Ar dori să dau citire toate nominalizările și companiile care ne privesc astăzi sau în timpul apropiat vor putea depune dosarele conform nominalizării: debutul anului, export, inter, marca comercială responsabil social, reputație și încredere, rebranding, femeie în afaceri, liderul anului, IMM-ul favorit al anului, contribuții importante la dezvoltare durabilă. Și în această ediție de anul acesta vom păstra acea frumoasă cooperare pe care am avut-o și anul trecut în comun cu Centrul Național Anticorupție și PNUD Moldova, proiectul Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova, implementat cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Astfel, companiile au posibilitatea să-și înregistreze marca în concurs la nominalizarea, implementarea standardelor de integritate în sectorul privat. Ar dori să menționez că participarea la această nominalizare este, și aplicarea este gratuită, iar premiul mare acestei nominalizări este trofeul integrității. Deci sperăm să avem și o creștere la această nominalizare a companiilor care implementează integritatea în companiile pe care, care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Până la sfârșitul lunii martie vom primi dosarele din partea agenților economici din Republica Moldova. Ulterior va fi o perioadă până pe data de 23 aprilie să depuneți acele dosare de participare la concurs. În perioada 12-23 aprilie vor lucra, se va desfășura sondajul în rândul consumatorilor. Dumneavoastră cunoașteți, nota finală este din punctajul acordat de grupul de experți. Avem creat un grup de experți de la diverse organizații din Republica Moldova, care au o experiență bogată în domeniul respectiv, și un punctaj este acordat în mijlocit de consumatorii din țară de la noi. De aceea îndemn și consumatorii, cei care în mijlocit promovează sau cunosc mărcile comerciale, să participe la acel sondaj care va fi efectuat ulterior. La sfârșitul, la mijlocul lunii mai, vom avea deja și grupul de experți cu punctajele respective, vom veni cu propunerile la comitetul organizator, care este compus din mai mulți reprezentanți a organizațiilor din Republica Moldova, așa că ulterior, în cadrul galei business-ului moldovenesc, să avem posibilitatea să mânăm acele distincții notorii și să susținem companiile din țara noastră, iar ulterior să promovăm acele mărci comerciale peste hotarele țării. În cadrul acestui concurs se editează și un catalog în trei limbi, este vorba de catalogul mărcilor comerciale a anului. Acest catalog este prezentat și remis ambasadelor, este transmis agenților economici conform intereselor companiilor din Republica Moldova. De asemenea, vom promova prin intermediul companiile participante, prin intermediul forurilor de afaceri, expozițiilor virtuale pe care le organizează Camera de Comerț și Industrie. Evident, ne dorim deja să avem și o participare
offline la expozițiile internaționale peste hotare, inclusiv să le organizăm acele în Republica Moldova, unde consumatorii finali să cunoască mai bine mărcile comerciale și să promovăm mai activ companiile din Republica Moldova. Acum, în continuare, ar dori să-i ofer cuvântul domnului Iustin, director general AGP. Mulțumesc mult, domnule vicepreședinte. Stimați vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie, stimați agenții economici, concursul Marca Comercială a Anului, pe care îl realizăm în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, a ajuns la cea de-a 18-a ediție. Acest concurs are drept scop punerea în evidență a celor mai bune practici de valorificare a mărcii pentru dezvoltarea afacerilor, precum și familiarizarea consumatorilor cu cele mai de succes mărci de pe piața autohtonă. Concursul este de asemenea un platou de promovare a mărcilor, atât a celor deja cunoscute, cât și a celor care se află la etapă de debut, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova. Pentru AGP acest concurs are o semnificație deosebită, dat fiind faptul că anume, începând cu depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii la agenție, solicitanții fac primul pas în dezvoltarea unui brand de succes, asigurându-și toate drepturile exclusive pe piață și investind inteligent în activii nemateriale. Ca element definitor al unui afaceri, marca reprezintă principalul instrument de promovare a imaginii entităților economice, a produselor și serviciilor în mediul consumatorilor. Ele îndeplinesc funcții specifice de stimulare a concurenței, dezvoltarea competitivității, promovare a comerțului și atragerea investițiilor. Activitatea economică a unei țări depinde în mare parte de prezența pe piață a unor mărci puternice, cu notorietate inclusiv la nivel internațional și cu un nivel de protecție adecvat. AGP investește resurse și mult efort în promovarea sistemului de proprietate intelectuală, prioritate fiind creșterea gradului de cultură, sporirea nivelului de cunoaștere și dezvoltarea abilităților cetățenilor și mediului de afaceri, în scopul gestionării eficiente a activelor de proprietate intelectuală. Iar concursul Marca Comercială a Anului este o veritabilă platformă de comunicare și promovare a acestor deziderate. Este îmbucurător faptul că din an în an agenții economici manifestă un interes tot mai mare de a participa la concursul Marca Comercială a Anului, dar și dorința de a obține recunoașterea performanțelor sale. Astfel, AGP, în comun cu Camera de Comerț și Industrie, invită agenții economici să participe la concursul Marca Comercială a Anului 2020. De asemenea, AGP folosește această ocazie pentru a invita agenții economici să îndrăznească, să ne contacteze ori de câte ori își doresc o schimbare sau un proiect de dezvoltare la implementarea căruia ar putea contribui și proprietatea intelectuală. Specialiștii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală vă stau la dispoziție pentru a vă ajuta să valorificați avantajele utilizării în dezvoltarea afacerilor, nu doar a mărcilor, dar și a designului industrial, al brevetelor de invenție, al dreptului de autor, indicațiilor geografice și a unui soi de plantă. Da, mulțumim, domnul director. În continuare, ar dori să prezentăm și să lansăm invitația către agenții economici din Republica Moldova de a participa la un alt concurs care merge concomitent cu concursul Marca Comercială a Anului și este vorba de concursul Premiu pentru Realizări în domeniul calității, produselor și serviciilor. Acest concurs notorium pentru promovarea companiilor din Republica Moldova pe piața externă a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Pe parcursul anilor au participat 210 companii, unde în cadrul galei business-ului moldovenesc au avut posibilitatea să beneficieze, să fie înmânate acele distincții notorii zeița calității. Concursul Premiu pentru Realizări în domeniul calității, bunurilor și serviciilor este o platformă de a evidenția companiile care au implementat cu succes managementul calității
și de a promova abordările moderne ale calității. Acest concurs național de calitate este considerat drept o etapă de pregătire a întreprinderii pentru promovarea lor pe piața externă. Ulterior, noi chiar anul acesta, la sfârșitul lunii aprilie, planificăm în comun cu colegii de la PNUD Moldova un forum a exportatorilor, iar companiile participante vor avea posibilitatea să-și găsească parteneri peste hotarele țării, deoarece este lansată invitația la mai multe companii de peste hotare, inclusiv la organizațiile de suport business, camerele de comerț și industrie de peste hotarele țării. În această ediție, companiile care sunt certificate ISO vor prezenta un raport de autoevaluare bazat pe 5 criterii, în timp ce ceilalți participanți vor prezenta tradițional raport bazat pe cele 9 criterii de excelență în domeniul calității. După depunerea cererilor, cererile le vom primi până pe data de 31 martie, ulterior va fi perioada de depunere a dosarelor și de asemenea, ca și la marca comercială și la premiul pentru realizări în domeniul calității, avem un comitet organizatoric. Este selectat de asemenea un grup de experți care vor evalua fiecare dosar în parte și ulterior vor pune punctajul respectiv companiilor conform acelor dosare care vor fi depuse la Camera de Comerț și Industrie. În perioada 12-23 aprilie va fi etapa de sondaj sau vom elabora de asemenea un sondaj în rândul consumatorilor. De aceea o să invit și cu această ocazie consumatorii din Republica Moldova să apreciați acele produse sau servicii de care beneficiați de la companiile din Republica Moldova. Iar până la sfârșitul lunii aprilie va lucra grupul de experți, comitetul organizatoric. Zeița calității, trofeul de bază, va fi înmânat în cadrul galei business-ului moldovenesc. Vom vedea cum vor evolua situația în Republica Moldova ca să organizăm tentativ pe luna iunie acest concurs și această gală de premiere, gala business-ului moldovenesc. Iar nemijlocit companiile din domeniul calității care realizează produse calitative pe piața internă vor putea ulterior să le promovăm împreună pe piața externă, inclusiv și pe piața autohtonă. Deci, acestea au fost noutățile pentru anul acesta, de lansarea a două concursuri importante și de sprijinirea companiilor și susținerea companiilor din Republica Moldova. Vă rugăm, dacă aveți unele întrebări sau comentarii, vă puteți adresa acum. De asemenea, toate formularele, cererile de participare, le puteți obține pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie și pe site-ul AGP și Centrul Național Anticorupție. Vom promova activ în rândul agenților economici prin regiunile din Republica Moldova, prin filialele Camerei de Comerț și Industrie, în cadrul seminarilor care sunt planificate în viitorul apropiat. Noi vă mulțumim frumos pentru participare și vă dorim o zi bună în continuare.